Pentru prima dată în Sângerei a fost inaugurată căsuța lui Moș Crăciun. Primii copii care au reușit să-i scrie scrisoare moșului au fost picii de la grădinița din oraș, iar pentru a fi sigur că vor primi cadoul dorit, au cântat și au recitat poezii. Unii copii ne-au mărturisit că așteaptă de la moșul un animal de companie. Majoritatea însă spun că se vor mulțumi cu jucării și cărți. Ai pregătit o poezie? Da. Ce aștepți să-ți aducă moșul de anul nou? Cadou. Dar ce fel de cadou ai scris în scrisoare? Un cățel. Ce ai pregătit pentru moșul și ce vrei să-ți aducă? Mașă de sah. De ce ai scris moșului în scrisoare? Ce vrei să-ți aducă? O carte de desenat. La căsuța lui Moș Crăciun, micuții au putut să-i dea scrisoarea chiar moșului care îi aștepta nerăbdător împreună cu nepoata sa, Crăciunița. Chiar copiii care au fost azi, îi vedeam ochișorii în care strălucea această fericire și dorință de a-i spune tot ce știu moșului, de a-i arăta tot ce i-au pregătit, de a-i spune că au fost cu mine și să afle Moș Crăciun că l-au așteptat tot anul împrejur. Organizatorii spun că ideea de a amenaja o căsuță a lui Moș Crăciun a apărut atunci când s-au gândit să le ofere copiilor o atmosferă de poveste. Trebuie să sperăm că copiii să creadă mai departe într-o poveste că Moș Crăciun există. Și de asta și noi am organizat toată povestea aceasta, să le dăm speranță la copilași că Moș Crăciun și ceva bun există. Inițiativa de a amenaja căsuța lui Moș Crăciun aparține unui agent economic din localitate.